NeoServers este firma de host unde îmi țin și eu serverul. Este un host foarte bun și vi-l recomand. Nu poți să ai toată încrederea. Băi, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de CS1.6 Respawn Mod pe serverul respawn.csblackdevil.com. Este un server de top, un server blană pe care mă mai joc și eu când am așa chef de respawn. Pentru că îmi plac și skinurile de pe server și faptul că se mișcă bine și foarte multe chestii. Deci, da. Am mai făcut și un video în trecut pe acest server și știu, cam știu care e treaba. Dar băieții au vrut să facem aici un video ca să facem câteva anunțuri legate de server. Stai jos, băi. În primul rând s-a schimbat IP-ul. Numele rămâne același, respawn.csblackdevil.com, dar s-a schimbat IP-ul, o să vi-l las în descriere să vedeți. S-au mutat băieții de la Cron după 5 ani de colaborare, s-au mutat la GP Hosting, cred că ați auzit de această firmă de host. Și da, deci s-a schimbat IP-ul. Sunt skin-uri noi pe server, o să încerc să vă arăt cât de multe skin-uri. Mamă, uite, mamă, cât erau aici. Deci, da, de exemplu, uite, ăsta pe Deagle. Ăsta e skin-ul pe AK. Mie îmi plac foarte mult skin-urile astea care sunt puse așa pe skin-urile clasice de CS1.6 și nu sunt modificate, sincer vă zic. Îmi plac enorm de mult. Bă, și ce vreau să zic, înainte să începem, dați și vă acolo un like și nu uitați să vă abonați, boi fraților. Să faceți și noi 20.000. Mai avem 4.000, dar Doamne ajută. O să vă zic acum și fondatorii care sunt aici pe server: Rafi Austriacu, Danny Anaconda, fondatorul, ok, Weg Weg, Kenvelo și Malau sunt fondatorii de pe acest server. Bă, da, mor, mă, așa. Bun. Fondatorul acestui server ne spune că este singurul server de pe internet care nu este copiat de la alții și este făcut de la zero, băi băieți. Deci e singurul server din tot internetul ăsta care nu este copiat și făcut de la zero. Cel puțin așa ne spune fondatorul. Eu n-am de unde să știu, dar nu. Pare, sincer, pare că e ceva unic. Și nu mai vezi pe majoritatea serverilor de respawn. Foarte tare și treaba asta. A zis că a căutat cei mai buni scripteri din România care i-au făcut pluginurile și pe care le-a și plătit. Acestea sunt Cârnăcior, Levin și Indio de pe Extreme CS. Băieții care s-au ocupat aici de server. Niște scripteri foarte buni. Avem și aici un speed așa la cuțitul ăsta. Să dă și o guns, frate, guns. Așa, hai să-mi iau și un M4. Cam așa arată M4. Un fel de M4 Cyrex, doar că pe roșu. Da, mor, mă. Așa. V-am zis că serverul este hostat acum la GP Hosting și de aceea s-a schimbat practic IP-ul, pentru că atunci când muți un server de pe un host pe altul, se schimbă IP-ul. Ok. Iar dedicatul e din Franța prin OVH. Nu știu ce e la, sincer vă zic, nu știu ce e OVH-ul ăla. Dar, na, cine știe, Doamne ajută. Poate sunt abonați care știu despre ce vorbesc. Ok. Serverul este foarte ieftin pe server, ceea ce m-a uimit puțin. Dacă scrim aici slash VIP, putem vedea că VIP-ul costă începând de la 3 euro o lună, 28 de zile, 5 euro 2 luni și 8 euro 3 luni. Ok, donații prin PayPal, etc. Aici sunt beneficiile de la VIP. Și puteți să intrați și voi pe server să vedeți care este treaba. Ce faci? Bă, și Deagle-ul arată nice. Mi se pare că înainte era la gold, sau nu mai știu exact care era. Așa.
Înainte erau mai mulți admin, pe server, dar aceștia, mulți dintre ei s-au lăsat pentru că nu au mai avut timp să joace. Pentru că aici pe server, din câte am văzut, se joacă niște oameni destul de maturi și vă dați seama că cu munca și cu chestiile astea nu prea mai ai timp și decizie 1.6. Acum sunt în jur de 10 admini aici pe server, care vă dați și voi seama se ocupă aici de server pe cât posibil. Adică uitați-vă și voi câți playeri se joacă. Care ești mai aici? Am înțeles. Și acest server are mereu un singur boost, ne zice Rafi. Deci da, un server nice, care sincer mie îmi place foarte mult și îmi place să mă joc pe el. Ce faci, brother? Ok, hai să vadă și skinurile, dacă mai murim și noi pentru... Au, ok. Bun, hai să ne luăm AUG. Este schimb pe AUG? Da, este schimb pe AUG. Ăsta nu e AUG-ul normal, din câte știu eu, dacă am mai știut să joc CS1-6. AVP. AVP este AVP Containment Breach, pus pe skin-ul clasic de CS1-6. Ceea ce îmi place mie, băi, boys. Hai să fac un kill măcar și cu AVP-ul, nu? Uite, băi, am dat 107, aoleu. Avem niște grenade aici pe server. Bun, hai să-mi iau FAMAS. Este schimb și pe FAMAS chiar. Ok. Nu este schimb pe grenade, în schimb. Poate o să se uite Rafi la video acum și o să zică: hai mă că pun schimb și pe grenade, dacă tot ai zis. Da. E mai bine așa, sincer. Adică dacă vrei să te joci un respawn, vrei să se miște serverul bine, să te antrenezi pentru un match sau știu eu ce, serverul trebuie să se miște bine și de aceea nu trebuie adăugate foarte multe chestii să facă lag aici pe server. Și cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Dar acum, na, vă dați seama, contează și imaginea serverului. Bun, unde sunt băieții? Ce faceți, mă? Unde vă bateți? Dau o lamă aici la cineva? Hai că da. Aoleu. Hai să luăm și un Galil. Un Galil așa mai pe albastru mod. Ok. Mai rămas 5 minute din această mapă. Am zis, este ora aproape 12 noaptea când filmez. De fapt nu știu dacă v-am zis. Adică cred că v-am zis, dar am mai avut mai multe încercări de a filma. Am mai oprit filmarea de vreo 2 ori și n-am văzut și mai seama că e mai greu, așa mai complicat. Ce faci, mă? Te bați cu băieții ăștia? Ia uite cum trag și eu mâncață așa. Deagle challenge, only deagle? Ok. Și mai avem arma aceasta, M249. Arma cu 100 de gloanțe, nu are schimb pe ea din câte vedem aici. Ok, și cam astea sunt armele de pe server. Mie îmi place foarte mult AK-ul, cum arată. Și AVP-ul e ok, chiar și M4, dar AK-ul îmi place foarte mult. Unde sunteți, boys? Sunt la echipa de CT, 53 cu 51, suntem pe plus. Nu contează că, na, avem așa de multe deturi, dar suntem pe plus, băiți, momentan. Dacă mai facem câteva kill-uri, că dacă nu, nu mai suntem pe plus. Ia uite-l. Hai mă, că mă joc cu Deagle-ul, mă, frate. Fie antenă. Hai că antenă, dacă... Ia. Ce-mi dau băieții ăștia? Și ați luat vacanță, băieți? Ce ați făcut? Cei de 8-a mergeți la școală? Ce ați făcut, băieți? A 12 la școală? Aoleu. Păi unde mai e vacanța, măi, frate? Vreau să-mi scrieți în comentarii, băi, băieți, dacă vreți și voi. Cine s-a uitat până aici? Să-mi scrie în comentarii. Ce faci acum la școală? Ia vacanță, face online. În săptămâna, vorbesc de săptămâna viitoare. Ia vacanță, face online, merge la școală. Vreau să scrieți acolo în comentarii cei care v-ați uitat până aici. Să văd și eu care e treaba.
și ce fel de abonați avem. Ce ai făcut, băi, băi boase? Băi boase, băi. Bă, și cuțitul e nice. Am zis că am schimb și eu armele de pe CS16, pentru că atunci când mă joc pe Classic să am altfel de skinuri. Da, am zis și am rămas cu zisul, băieți. Da. Bă, și cam asta e treaba cu serverul, băieți. V-am explicat care e treaba. În principal s-a schimbat IP-ul. Pentru asta am făcut mai mult videoclipul. Schimbarea IP-ului pe care o să-l aveți în descriere. Dar serverul este foarte nice, se mișcă foarte bine și chiar merită să intrați pe el. Și da, cred că ăsta a fost și episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați și acolo un like și nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, am fost Alogen pe serverul respawn.csblackdevil.com. Nu uitați de like, share, subscribe. Pa, pa!